Cu salarii mici și dotări insuficiente, cei 9.000 de polițiști din țară au marcat ziua profesională. De dimineață, conducerea Ministerului Afacerilor Interne, veteranii și șefii subdiviziunilor au depus flori la plecele comemorative din incinta Maim. De la evenimentul dedicat celor 29 de ani de la crearea Poliției Naționale, a lipsit chiar ministrul de interne, Pavel Voicu, care a ales să plece într-o deplasare în străinătate. Ziua profesională a prins-o în stradă pe Marina Iordachi de la Inspectoratul Național de Patrulare. Ea patrulează sau dirigează traficul în cele mai aglomerate intersecții. O misiune nu tocmai ușoară, spune tânăra, care trebuie să îndure ore în șir capriciile vremii și uneori și insultele șoferilor. Femeia spune că spiritele se încing de obicei când șoferii sunt anunțați că vor fi amendați pentru încălcările din trafic. Atunci trebuie să fie și polițist și psiholog. Poate că el știe că a încălcat, că e greșit, dar totuși încearcă să mă convingă pe mine că eu nu am dreptate. Sunt și multe cazuri când dacă contravenentul își cere scuze și promite că nu va mai încălca, poate să nu primească și nici amendă. Secretarul de stat al Maiei, Ianuș Ierhan, a vorbit mai mult despre aspectele negative decât despre reușitele instituției. Încă nu avem o dotare corespunzătoare, cu toate că în ultimii ani ați asistat și am văzut cu toții că poliția este mult mai bine echipată decât era anterior. Salariile, din păcate, încă sunt mici. Profesia nu este încă atât de atractivă pe cât noi ne dorim și multe alte aspecte. Polițiștii primesc salarii de cel puțin 5.000 de lei lunar. Alexei Armașu este președintele Asociației Veteranilor și Pensionarilor MAI. Bărbatul a activat 35 de ani în cadrul sistemului și spune că nu doar condițiile de muncă sunt importante, ci și devotamentul, sacrificiul și efortul oamenilor legii. Nu eram noi așa de dotați. Mult timp nu avem ținut toți, nu eram îmbrăcați, salariile nu erau la timp. Însă acum sunt toți dotați, după cum vedeți, transport este, au cu ce-ți face datoria, rămâne ca dumnealor să fie disciplinați, să îndeplinească onoarea cu cinste. O festivitate dedicată Zilei Naționale a Poliției va avea loc în 20 decembrie, când va reveni în țară ministrul Afacerilor Interne.